Mitică a nu a fost inclus în sănătul pentru această partidă. Probabil ca să nu existe discuții. Greșește aici Bălașa. Bogdan Rusu la finalizare. Bogdan Rusu șut și gol! Hermannstadt deschide scorul în minutul 11. Bogdan Rusu nu mai iartă de această dată. Eroare mare făcută de Mihai Bălașa, pe care Bogdan Rusu reușește să o speculeze. Vorbeam despre cât de bine se descurcă echipa gazdă pe contraatac. O știm de la partidele de Liga a doua. Însă totul apare în urma erorii mari a lui Bălașa. Îl driblează apoi Bogdan Rusu și pe Ionuț Larie și reușește să-l învingă pe Cristi Bălgrădean. Foarte frumoasă acțiunea lui Bogdan Rusu. Sigur, mențiunea că totul vine după eroarea lui Bălașa, însă așa trebuie să fie un vârf, să fie oportunist, să încerce să speculeze toate erorile făcute de adversari în urma acestei faze. FC Hermannstadt, sunt tentat în permanență să-i spun Sibiul, conduce pe FCSB cu 1-0. Vedem și reacția lui.